Bine, apropo, like cu exerciții de matematică. Așa, bine ați venit. Așa, după timpul vocii voastre, chiar este un bun venit. Pornim la clasa 4-a. Și nu pot să stau pe gânduri și vezi și probleme frumoase. A fost noi ieri. Facem da, în genul ăla, yes. Da? Așa. Cassandra a avut, are și puterea de spune, mi-a zis acum și o să repetă, că a convins-o pe mama și a explicat încât mama a înțeles foarte bine. Foarte bine a înțeles de la cum a explicat. Deci, un biciclist, că eu cu asta am rămas, un biciclist are de parcurs o distanță. Da? Un biciclist are de parcurs o distanță. Merge 5 șertini din drum. Merge 5 șertini din drum. Și constată, merge 5 șertini din drum și constată că a depășit jumătatea drumului. E altfel formularea. Și constată că a depășit jumătatea drumului. A depășit 1 pe 2 din drum. Jumătatea drumului cu X kilometri. X kilometri. Urmează să dau pe X-ul ăsta. Nu știu să-l dau acum. A depășit cu X kilometri. Așa. Câți kilometri are drumul? Deci, atenție. După ce merge 5 șeptimi din drum, constată că a depășit jumătatea distanței drumului cu X kilometri. Trebuie să mă gândesc să vă dau X-ul ăsta. Trebuie să facem cu segmente. Păi cu segmente facem. Cu segmente. Da. Deci ne închipuim că drumul, ca să am condumă. Drumul, facem un segment. Da. Adică, ăla ar fi drumul. Da. Mai mare, așa. Da. Și pe acel segment trebuie să-l împărțim în 7. În 7 părți, sigur că da. De câte? Cât îmi ridică numitorul de aici, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? 6 linuțe înseamnă 7. Dar câte linuțe pentru 6? Aici. Atenție, păi, constată că a depășit drumul cu jumătate. Fii atent, când a zis jumătate, cine este cel care răspunde? Păi dacă dădeați 5 pe 6, era mai ușor că 6 se împărțea fix la 2. Deci a depășit cu jumătate. Împărțim fiecare segment în doi. Asta, că jumătatea de acolo poate să fie. Deci jumătatea înseamnă că fiecare segment... mai întâi a parcurs cât? Cât a parcurs? A parcurs jumătate. Nu, 5 șeptimi. Adică 5 da. Șeptimi înseamnă cât, Cassandra? 5 segmente de acestea, da? Deci parcurge 5 șeptimi. Astea două. Și mai rămân că... Davide. Deci a parcurs distanța asta, vezi? Da. 5 șeptimi. 5 șeptimi. A parcurs. Și constată el că a parcurs... Deci înseamnă că avem 14. Mai mult... De jumătate. Ia atenție. Acum eu împart în două. Deci, cei ce l-am împărțit la început... Acum le-a fărătut să spun cât o depășit. Jumătate, de fapt, e 1 pe 2. Asta-i! Jumătate, de fapt, 1 pe 2. Asta-i poanta. Și de ce împărțim acum în două pe fiecare? Da? De ce împărțim pe fiecare? Și nouă ne mai rămân 4 segmente, mici. Și acum, unde este jumătatea?
Câte segmente de astea mici sunt? 7 ori 2? 14. 14. Jumătatea ar fi la 7. Uitați acolo, acolo. Una, două, trei. O segment jumate lăsați. Aici, da? Da, acolo. Aici. Trebuie să dați multiplu de 3. Și trebuie să dau un multiplu 27, de... 27, vă rog. Gata. A depășit cu 27 km. Yes! De 7 km. Da? Am dat pe X. Vrei să păstrăști o problemă? Te uiți, David, spui, dar vă rog frumos, ce faceți cu mine? De ce 27? Ce multiplu de 3? Ia să iată și... Gata! Puteți, mă, atenție multă. David, el are jumătate aici, da? Asta e jumătatea? Din ce motiv e jumătatea aici, David? Că toate, câte segmente de astea micuțe sunt? De astea segmente, câte? Păi dacă sunt 7 de la toate mari... 7. 7 mari și le-am împărțit pe fiecare în două. 7. Cum să fie 7? 14. 14 mari. 14. Sunt 14 de acestea. Da? 14 de astea micuți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumătatea lui 14 e 7. Deci până aici e jumătatea. Și el spune așa. Constată că a depășit. Am dat drumul la cameră? Da. Da. Constată că a depășit jumătatea, cu cât a depășit-o? Cu 27 km. Adică asta de aici, depășirea făcută de la mijloc încolo, este de 27 km. Adică un segment și un sfert e 27 km. Adică mai precis, 3 segmente de astea micuțe, astea 3, fac 27. Și un singur segment, dacă 3 fac 27, un singur segment? 9. Și câte sunt de toate? 14. 14. 14 ori 9 și am o distanță. E fain? Da. Da. Ei, să sunt mai convinge și următoarea, cred. Mă convinc. Păi iau încă o dată, Dragi. Dragi. Deci, un biciclist ar de parcurs o distanță. Să urcă pe bicicletă și dă drumul. Și merge el ce merge. Și zice, după ce merge 5 șeptimi din toată distanța, 5 șeptimi. 5 șeptimi ce înseamnă? Tot întregul îl împărțim în 7 și Casandra, noi luăm câte? Dacă împărțim în 7, luăm 5 de ele, da? Da. Deci până aici este. Până aici. Constată el că după ce au parcurs câte? 5 șeptimi din toată distanța, constată că o depășim mijlocul cu cât o depăși? Cu 27 de kilometri. Și acum, o mijlocul, când am pronunțat cu o depăși mijlocul, înseamnă că eu am nevoie, urgent, să împart fiecare segment în două. Că nu pot lua mijlocul la 7 segmente de acelea. Și de aceea am împărțit fiecare segment în cât? Fiecare segment l-am împărțit în două. Da? Pe fiecare în două. Constatăm că depășirea este 3 segmente de astea mici. Da? 3 segmente mici. Dacă eu spuneam că a depășit cu 5 km, era bine? Nu. De ce nu ar fost bine? Că nu puteam să par pe 5 la 3. Dacă spuneam că depășirea este cu 7 km, nici asta. Trebuia să fie număr 4. Deci un multiplu de, un multiplu de 3. Deci puteam să spun 3, 9, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 20, 18, 21, 21, 24, 27. 27. Și el a spus 27. Știți că din aure a zis repede 27 de km. De ce? Că 27 se împarte la 3. Ea a văzut că aici diferența e de 3 segmente și de ce a mers foarte repede. Da? Deci răspunsul care este acum? Cum procedăm? Un redactăm. Ce redactăm noi? După ce am făcut diagrama asta, așa, dragilor, faceți diagrama. Adică metoda figurativă așa o aplică. Ca să se vadă foarte bine, există, da? Există și metoda... Și zicem acum. Zicem așa. Cum zicem noi? 14, 9... Ce redactăm? 5 pe 7 din distanță, distanță egal porțiunea hașurată. Egal
Și aici am hașura, da? Egal. Porțiunea hașurată. Deci 5 șeptimi din distanță este porțiunea hașurată. Pentru a face jumătatea drumului, am scris chestia asta. Deci 5 șeptimi din distanță, dar tu ai făcut porțiunea hașurată, nu ai făcut. Mai, da. Scrii 5 șeptimi din distanță, egal porțiunea hașurată. Hai, te rog să... Îți altă problemă. Nu. 5 șeptimi din distanță este egal porțiunea hașurată, da? De desubt spunem. Pentru a găsi mijlocul distanței, pentru a găsi mijlocul distanței, împărțim fiecare segment pentru a găsi mijlocul distanței. Împărțim fiecare segment în două părți. Două părți egale. Rezultă numărul tuturor segmentelor, da? Numărul segmentelor mici, cât va fi? Numărul segmentelor este 2 ori 7, egal cu 14 segmente mici. Da, pentru un segment în ale 9. Păi acum aflăm, da? 14 segmente mici. Așa, și acum spun. Diferența da? Deci jumătate, cât este? Dacă tot segmentul, distanța toată egal cu 14 segmente mici, distanța pe 2, distanța împărțită la 2, este egal cu cât? 14 împărțit la 2 și egal cu 7 segmente mici. 7 segmente mici. Astea sunt 7. Da? De aici până aici, 7 segmente mici. Segmente mici. Asta e jumătatea. Constată că a depășit cu câte segmente mici? Da? Depășit cu câte segmente mici? Cu 3 segmente. Deci, constată că a depășit mijlocul, distanței cu 3 segmente mici. Da? Cu 3 segmente mici. De unde ești 3 segmente mici? Pentru că așa spune, a depășit cu 3 segmente mici față de cele 5 șeptimi. Mijlocul a depășit. Deci, practic, din câte șeptimi sunt aici? Aici sunt 5 ori 2, 10, da? Deci, 5 ori 2, că fiecare, 5 de astea mari, 5 ori 2 egal cu 10 segmente mici, și scădem din 10, scădem pe 7, care e mijlocul, și face 3 segmente mici. Și aceste 3 segmente mici nu înseamnă altceva decât 27 de kilometri. Care înseamnă 27 kilometri. Și împărțim pe 27 kilometri, împărțim la 3 segmente, și egal cu cât? Cu 9 kilometri. Dar facem 9 ori 14 care 9 kilometri pe un segment. Și atunci distanța va fi egal cu 9 ori 14. 126 kilometri. Terminat problema. Da. Așa. Am făcut și eu. Da? Hai să o repetăm problema. Asta spunem așa. Un
un biciclist parcurge... Falta? Da, falta. Un biciclist are de parcurs o distanță, o distanță, și după ce parcurge, după ce parcurge 7 pe 11 din distanță, 7 supra 11 din distanță, 7 supra 11, da, așa o facem. Deci după ce constate că am pus 7 supra 11 din distanță, după ce a parcurs 7 pe 11 din distanță, constată că a depășit o treime, a depășit o treime din distanță cu X kilometri. Trebuie să ne gândim ce kilometri dăm. Deci după ce... Da, facem un segment când împărțim la 7, împărțim la 11 și pe asta de 7. Și luăm 7 din ele, le așurăm. Și în acel segment punem, îl împărțim așa în 3. În 3, că vorbim de treime, da? Fiecare segment în 3. Adică luăm 3 pătrățele, fiecare segment de acela, de 3 pătrățele. Uite, Davide, ca să meargă problema, zicem așa. Luăm un segment lung și din 3 în 3, Davide, din 3 în 3 pătrățele, pui, faci ele 11. Deci va trebui să ai 33. Unde mai fi terminat? Cum? E gata. Ai 11 de semnare? Da. 1, 2, 3, 4. Păi nu, mă, 11 și fiecare să iei de 3 pătrățele. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu e adevărat, mă. Nu e adevărat, că nu-i luat de la fel de mari pe toate. Păi la toate de... Nu e aproximat, bă, de 3 în 3 am zis le iei. Nu mai iei, de nou, hai, te rog frumos. Să întâlnim riguroși. Că nu ne iese problema. Ascultă-mă, nu degeaba spun. Exact. Hai, Davide. Hai, Davide, te rog frumos. Nu degeaba, crede-mă, fă. Și faci invers. Nu o să-ți încapă trăiești din pătrățe, nu-i așa. Cum invers? Ia vezi, dacă ești intepoțional, n-ai decât. Că nu ți ajunge, o să vezi cum faci. Da? Hai să vedem. Ai făcut așa? Am din 3, da. Acum gândiște până la capăt, să-ți dăm numărul de kilometri, de... Profesor, da. Mă puteți așa, cu ochii să... Ce, să te ajut cu ceva? Să, da. Da, te rog. Aș putea să... Deci, dacă aș fi dat în total, eu aș avea 3 ori... 33 de segmente. 33 de segmente. 33 de segmente ele sunt, așa este? 33... Deci 33 sunt... 3 împărțit la 11 sau împărțit la 11 nu, îți fac 33 împărțit la 3 și trebuie să iau 11 segmente. Așa este, pentru treime. Da. O treime? Și 11 segmente. Da. Așa, mulțumesc. Da? Deci am împărțit la 11, să fac și eu treaba asta. Deci... Nu, dați un multiplu de 10. Două. De 10? Da. Două. Mi-a plumat la ta. Dați 50. 50. Yes! X kilometri, 50. 50 kilometri. Acum. Cassandra, am făcut împărțit la 11, da? Apoi, pe fiecare, acestea care facem la 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facem 3 segmente în el. Și o să le marcăm pe astea. Uitați așa. Pe astea le marcăm așa cu liniuțe mai mari.
da? Cu dinții mai mari. E vorba de 11-ime. 11 mai mari. Și împărțim pe fiecare în 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Deci cu albastru împar pe fiecare în 3. Că vorbesc de treime. Și asta mă duce la gândul că trebuie să facă în 3. Împart în 3. Bun. Acum vă hașurăm 5, nu stați câte era? 7. 7 le hașurăm. Le-am consumat. Deci asta a parcurs de așa. Da? Ăsta de aici până aici, cele câte șepti mi-am spus? Câte 11? 7 pe 11. Da. Din distanță a parcurs. Da. Apoi facem 11. Și constată că a depășit treimea distanței, fiindcă vorbesc de treime, am fost obligat să-l împart pe fiecare în 3. Câte astfel? Deci, până aici. Unde o fi treimea? În total, câte de astea micuțe sunt? 33. Da? 3 ori 11. Da? 3 ori 11. 3 ori 11. Da, cât? 3 ori 11. 3 la fiecare și fiind 11 în total, da. Și fac 33. Și treimea unde o fi? La câte segmente mai mici? La câte segmente mai mici? Stai, Daria, să vedem dacă s-a prins și Davide și... Așa. Deci, dacă toate alți sunt 33... Ce înseamnă o treime? Când înseamnă o treime din 33? A câta parte din 33? A treia parte. A treia. Și înseamnă că pe 33 trebuie să învățăm la... 3. Și cât face? 11. Deci trebuie să vedem că a parcurs 11 segmente. Deci, 11 segmente. 3 aici 7, 3 cu 3 6, 3 9 și cu 2 11. Iată, aici este treimea. Deci asta înseamnă 11 segmente mici, da? Iar asta cât înseamnă aici? Cele 7, 11. Fiindcă una e de 3 și sunt 7 de asta, 7 ori 3, 21 segmente mici. Și cât ar da 50? Deci. A fost da, 50, da. Nu. Ai zis bine. Erau 10. Ai zis bine. Că din toată distanța de 21 de segmente mici, scădem treimea asta, 11. Așa. 11. Aha. Și acum diferența pe care o sesizăm este de câte segmente? De aici până aici. Ia să vedem. Câte segmente este de aici până aici? Din 21 tot. Scădem pe 11 și vedem câte 10 segmente mici. Și atunci asta trebuie să fie un număr multiplu de 10. Ai zis bine. Da? Bravo. Acolo 21. Deci 21 a parcurs el, constată că a depășit treimea, cu cât a depășit, treimea a depășit-o, adică cele 11 segmente, a făcut în plus, din 21 minus 11, 10 segmente mici. Și asta trebuie, mă obligă pe mine să dau ca număr de kilometri, mi-a spus să dau un număr 50. De kilometri multiplu de 10. Da. Și ai zis foarte bine. Deci ori 50, ori 20, ori 30, ori 40. Na, da? Important era multiplul de 10. Că dacă aș da, Casandra, ca să dădeam orice număr fără să țin cont de multiplul de 10, nu se mai împărțea exact. 23. Nu se împarte la 10. Da? Și nu puteam să aflu cât este un singur segment mic. Asta e povestea, asta e miezul problemei. Așadar, aici, dacă am spus că e vorba de câți kilometri? De 50. Da? De 50.
50 împărțim la... La câți copii? La 10. La 10 și egal cu? O 5. 5? Egal cu 5 km. Un segment mic, nu? Pe un segment mic. 5 km egal un segment mic. Adică drumul are cât? Cât are drumul, Davide? 11 km. Nu, cât are drumul? Câte segmente mici are? Tot drumul. Câte am zis că are? Tot drumul, câte segmente mici? Nu mă opri, chiar nu vine. Păi uite, bă, da. 33. 33, mă, și ori 5, fiecare segment mic? Deci 33 ori 5? Cât? Vă dau eu răspunsul? Nu, nu, nu. 165 de km. 165 de km. Deci distanța de... Distanța este egal cu 5 ori 33 și este egal 33 km, da? Și kilometri, hai să spun 5 km ori 3, 5 km ori 33 și egal cu 165 km. Problema e foarte frumoasă. Eu vreau să trăiesc bucuria asta. Dar este și simplă, pentru că faci doar câteva operații. Este simplă, dar cum gândești acolo? Da, mecanismul. Da? Toată povestea este să prinde mecanismul. Deci, atenție. Am zis așa. Un bicicleta are de făcut o anumită distanță. După ce face 7 pe 11 din toată distanța, deci după ce au făcut 7 pe 11 din toată distanța, voi repede spuneți, a, trebuie să fac distanța un segment mare, să-l împart în 11, da? Și să iau 7 din ele. Uite cât de clar este. 7 pe 11 din toată distanța este de aici până aici, nu? Marcată în felul ăsta. Asta e toată distanța de 7 pe 11 parcursă. Constată el că a depășit treimea. Am o treime aici, o mai avea încă o treime, nu știu pe unde, pe și încă o treime, chiar aici. Unde am? Nu lăsa 7 din 11, nu? Parcă tot 8. A, da, uitați acolo, era. 4, 5, 6, 7, 8. Trebuia să iau 7, nu? Da. Da, eu mă gândeam doar pentru că sunt 4 segmente, dumneavoastră. Da. La mine erau doar 3 segmente între ce unul mic. Bine că ai observat că... Ca să nu rămână greșit, știi? Da, 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 da. Figurativ da. Era o greșeală. Așa, 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 așa. Da? Acum, hai să revenim încă o dată. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și rămân 1, 2, 3, 4, din 11. Da, că... Nu, că dacă a fost tot împărțit... Sesizați copii când vedeți o greșeală. Păi, da, dacă eu am greșit. Aia e cum? Nu, nu, dacă trebuia 7 din 11. Ai voie să te ceri cu mine cât poți de tare. Păi ce, acum am certat cu Mihaela? Nu, eu i-am spus, după ce a stat 8. Din greșeală, clar, că n-am făcut-o intenționat, dar... Deci nu, nu e chestie, nu trebuie să spuneți, profesorul are totdeauna dreptate. Nu totdeauna are dreptate. Că eu om și greșești, deci... Sigur că da, 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 așa trebuie să înțelegeți. Deci, mă așteptam la tine, Dani, deci în prima bancă aici, să rea pe mine și spui, doamnă, să ce, dar cum numărați noastră? Ia mai numărați odată. Și eu numărați, spune, ai dreptate, Dani. Deci, ia cât? 7 din toate cele 11. Corect. Asta înseamnă 7 pe 11. 7 din toate cele 11. Și, luând cele 7 din 11, constată el că a depășit o treime. Când spune de o treime, și eu cum nu am pe 7, cum să-l împart în 3, nu pot găsi, pe 11 să-l împart în 3, nu pot găsi treimea. Că 11 nu se împarte la 3. Și de aceea... Sunt obligat să mă întorc și pe fiecare segment să-l împart în 3, ca să fac rost de treimea, să pot să fac împărțirea în 3, la 3. Asta e toată șmecheria. Deci când îmi spune treime, mă obligă să mă apuc și să împart pe fiecare în 3. Pe fiecare în 3. Deci fiecare din cele 7 le-ați împărțit în... Și nu numai. Nu 7, și pe celelalte. Și pe toate 11. Toate 11. Le-ați împărțit în 3. Pentru că 11 împărțit la 3 nu se poate... Eu pe toate 11 vreau le împart în 3 și atunci 33 împărțit la 3 aveți dreptate. Sigur că da. Deci nevoia urgentă de a face rost de posibilitatea de a împărți la 3 mă obligă să împart pe fiecare în 3. Și cum erau toate 11, fiecare câte 3 fac rost de 33 de segmente mici. Corect. Da? 33 de segmente mici.
Și acum, o treime din 33 înseamnă 11. Și 11 segmente sunt până aici. Da? O treime înseamnă din 33. Deci a treia parte. Acum ați găsit-o bine, da? O treime din 33 segmente mici, adică din distanța totală. Cum se face, Davide? Cum se face o treime din 33? Treime din 33, 33 împărțit la 3. 3 mulți cu 1. Că dacă ar fost 2 treimi, trebuie să mulțesc cu 2. Deci este egal cu 33 împărțit la 3, ori 1 și egal cu 11 segmente mici. Deci treimea este formată din 11 segmente mici, care înseamnă 3, 6, 9 11. Și cu 2, 11. Și după ce ați găsit treimea, domnul profesor? După ce am găsit treimea, mi-amintesc unde a ajuns el după două șeptimi. Cu cât a depășit, adică? Cu cât a depășit. După două șeptimi spunem că 10 segmente, 3 ori 7, 21 de segmente ar fi fost. Deci toată distanța care a însemnat a 7 din 11, da, înseamnă 21 de segmente mici. Exact. Și cum treimea însemna doar 11 segmente mici, acum din 21 am scăzut pe 11 și mi-a dat 10 segmente mici. Asta înseamnă depășirea treimei. Cu 50 de kilometri. Și care înseamnă egalul tradus de el. Zic că constată că a făcut 50 de kilometri peste treime. Mm-hmm. Și atunci se vede foarte tare că cele 10 segmente înseamnă 50 de kilometri depășirea. De ce împart pe 50 la 10? Ca să văd cât e un singur segment și constat că un singur segment este 5 kilometri. Și știind un singur segment, aici am rezolvat problema, că știind un singur segment, cum sunt în total 33 de segmente, mulțesc pe 5 cu 33 și găsesc 165 de kilometri. Bă, credeți-vă, problemele de foarte genul clar. E clar, nu? Să vedeți, să vedeți. Like și share, like și share, înțelegeți și voi așa probleme. Da. Problemele astea sunt foarte dificile dacă n-ați face figurativ. Metoda figurativ. Deci se poate gen și aritmetic. Se poate și algebric. Da, dar algebric, varianta aceea este mult mai greu dificilă. Mai deci numai la nivelul ăsta trebuie gândit. De aceea problemele de aritmetică, în varianta cu fracții, fără metodă figurativă și fără șmecheria asta care am făcut-o public acum, da, nu se pot rezolva. Da. Trebuie să vă spun foarte cinstit că foarte mulți învățători și învățătoare care sunt au dificultăți majore. Discutam cu cineva care a fost directoare foarte mulți ani și spunea că când învățătorii se întorceau de la definitivat, de la gradis, nu știu ce, aveau notele cel mai mici la aritmetică. Din ce motiv? Pentru că bieții de ei, din păcate, neavând școala asta românească bine pusă la punct, nu fac decât să copii și ei niște probleme pe care le învață mecanic și nu pot aplica șablonul ca la poliție, când te duci acolo ca să vezi ei ai făcut ABC. De ce? Că la urma urmei sunt și ei niște absolvenți de școală undeva. Școala nu îi învață ce îi fac eu acum. Da? Ca să poată să se întâmple chestia asta, că și dacă școala s-a gândit în varianta care o spun eu acum, ar fi simplu și pentru ei. Și cum să se întoarcă la clasă, să învețe pe ei să gândească așa, dacă ei nu sunt cei în stare să gândească în modul acela. Deci ăsta e motivul, trebuie să-l recunoaștem, dacă avem putere să o spunem pe cea dreaptă. Din clipa aceea ei se întorc și sunt învățătorii care țin catalogul sub braț, orgolii sunt foarte mari, părinții, din păcate, sunt complet depășiți. N-ai cum să ai pretenția că poți face probleme de aritmetică, sunt cele mai grele. Vreau să vă spun că profesor de matematică nu coboară nicio clipă la nivelul acesta. Sunt probleme foarte dificile, că trebuie să te faci înțeles la nivelul copiilor. Eu o fac cu mult drag, voi vă uitați la mine, dar nu știți câtă bucurie în sufletul meu, că reușesc să găsesc limbajul comun încât să pot să vă fac pe voi
să simțiți bucuria pe care o simțiți. Exact, și dacă voi înțelegeți asta pentru domnul profesor, exact ca și cum cea mai mare răsplată. Asta e, asta e. Și maximă răsplată pe care pot să o primesc. Este nemaipomenit. Ia, rezolvată algebrii, vreau să vă spun, m-a studiat domnul profesor, că este atât de grea, încât și mie îmi trebuie timp să mă gândesc un pic. Dar pe nivelul vostru, cu segmente, e atât de ușoară, încât îmi vine să îmbrățișez așa, să fac mai segmente. Da, abia așa am da? Cu asta. Discutam cu cumnata mea și despre ea era vorba, directoare foarte mulți ani la școală, la o școală generală, și spunea, băi, zice, este fantastic ce faci tu, este spectaculos, nu se poate. Exact. Că țara asta, învățământul ăsta nu face ochii mari, să poată beneficia de ceea ce faci tu. Și a spus, stai liniștit, că ușor să duce, te vă rog, să duce. Da, dar să duce, zice, și generații întregi rămân așa, în negură. Așa, neștiință. Neștiință, rămân în negură. De ce nu facem lumină? Ne place să mergem prin tuneli și să se lăsăm pe vieții copii așa? Că vedeți, aici noi ne întâlnim așa, dar ce-ar fi ca peste tot, așa este să fie prezentat în școală. Deci, să fie prezentat în școală, să fie partea metodică a învățătorului. Copiii să iubească pentru că, matematică, să urască. Da. Ajung să urască și să păstrează reflexul ăsta an de arundul pentru toată viața, pentru că aici, la bază, nu s-a întâmplat ce trebuie să întâmple. De aceea, mâine la 4:30, să vă urmez pe Nașul TV, pentru că acum câteva săptămâni, cred că în jur de aproape o lună, m-a descoperit cineva de la Iași, un profesor universitar, care profesor universitar este, din ce am înțeles, președintele Asociației Inventatorilor din România. Și el a reușit să mă descopere și a sesizat un lucru. Că activitatea de cercetare la nivel academic, la nivelul, să spunem, studenților care sunt acolo și ar trebui să facă cercetare, este din ce în ce mai mult pusă în pericol, din ce în ce mai puțin sunt studenții care au disponibilitatea pentru a face cercetare într-un domeniu sau altul, pentru că n-au antrenamentul de jos. Și atunci el a venit și a spus, știți ce faceți? Faceți lucruri excepționale. Că dumneavoastră nu faceți acum, în clipa asta, doar rezolvări de probleme. Ci veniți și antrenați pe acești copii în direcția de a fi cât mai creativi. Acest lucru este spectaculos pentru România. Și pentru România și numai pentru România. Pentru tot ce înseamnă educația în momentul de față. Ori când dumneavoastră dezvoltați bucuria, plăcerea de a încerca și altceva, de timpuriu, ajungem să avem la cine ne adresa mai târziu. Corect. Și din grupul ăsta vor ieși mâine mari cercetători. Corect. Domnul profesor, acum să dește semințele, voi sunteți. Da, da. Și da. Pe viitor voi veți ajunge foarte da, mari. Da, da, da. Și important. Pentru că nu așa... crezi? Ba da, cred. Da, dar nu numai tu, numai voi trei aici. Da, toți cei care vă urmăresc. Fiindcă se face filmul, deci toți cei care vor vedea filmul, sigur că vor înțelege așa. Și atunci, profesorul chiar a venit aici. Fii și tu optimist. Da? Venit aici, a făcut un filmuleț și mâine, la ora 4:30, la 5:30, pe Nașul TV. Veți vedea filmul acesta. Făcut în care pune în evidență faptul că fac această treabă interesantă de jos. Da? Ei, mă întorc în povestea noastră. Nașul TV. Deci, Sandra, deci avem temă să ne uităm la televizor? 40, domnul profesor, da? Oprește. Da, oprește. Ca să-i spui lui mama, mâine,